Eu recunosc că în momentul în care un fotbalist zice că nu citește presa, eu nu înțeleg asta, nu înțelegeam. Nici acum nu citesc presa. Dar cum să n-ai curiozitatea să vezi? N-am nicio curiozitate, nici acum nu citesc presa și imaginez că am mers în fiecare săptămână în ultimul an la o emisiune și nu citesc presa. Nu urmăresc emisiunile, urmăresc doar meciurile și anumite meciuri, nu toate, pentru că dacă aș urmări toate meciurile, n-aș mai putea să mai fac nimic. Încerc să prioritizez ce meciuri sunt importante. Obiectivul e să văd și mai puține meciuri și pe acelea să le analizez. Pentru că să mă uit două ore la un meci și dacă te uiți două ore la un meci și încerci să-l analizezi, deja după două ore ești cu adevărat obosit. Ești cu adevărat obosit pentru că trebuie să înțelegi lucruri. Sigur, mă pot uita o zi întreagă să fiu odihnit, dar mă uit 3 minute, un minut mai butonez telefonul. Uh-huh. Da. Nu citesc presa, nu sunt interesat. Să știi că se scria de bine în perioada aia despre tine. Eu așa, pentru mine așa rămâi. Eu cred că s-a scris mai mult de bine decât de rău de tine. Sincer îți spun că nu știu. Probabil că s-a scris mai mult de bine în acea perioadă scurtă, dar s-a scris mai mult de rău în alte perioade. Și de rău, mă rog. În alte perioade, da. Dar totuși, mi se pare că ai rămas așa în istoria clubului ca un om de bază, un om pe care să te bazezi. Cred că asta era impresia tuturor. Erai tu, era Bourceanu, când era cuplul ăsta de închizători. De multe ori treaba Pintili. Merge. Pintili. Da. Bourceanu, da. Pintili. Sper că da, sper că da. Apropo de ce ziceam, de petreceri, au fost și jucători care au ieșit așa în decor. De tine nu mi-aduc aminte. Am ieșit și eu în decor, doar că, din fericire, lucrurile n-au... fost filmate. N-au, probabil că, cred că la un moment dat au fost și filmate, dar din fericire n-au ieșit. Ți-aduce aminte de momentul ăla cu Nicolici, cu taxiul, când a vomitat pe geamul taxiului? Ți-aduce aminte cum a fost apoi întâlnirea cu el la antrenamente? În niciun fel. În niciun fel. Fiecare am fost... Nu, fiecare am fost în situația aia. Sau cei mai mulți dintre noi, dar cred că fiecare. Și mi-l amintesc pe Nicolici, îmi amintesc pressing-ul pe care Nicolici îl făcea. Mi amintesc că golurile lui Nicolici, sau golul Nicolici și penaltiul scos în meciul cu echipa din Cipru în ultima etapă a Europa League 2000. Sezonul 2011-2012, Apoel Nicosia, cred, nu Apoel, era o altă echipă, cred că Limassol, nu mai știu, pare rău. Posibil, nici eu nu mai țin minte. Dar știu că a scos penalti și a marcat gol și a obținut un penalti, exact. Și ne-am calificat, am câștigat cu 3-1, la 1-1. Mie îmi sună comentariul de la golul cu Nicolici, nu mai știu exact care e. 1-1, am condus 1-0, 1-1, Nicolici... marchează gol și obține penalti sau invers, în ordine inversă. Adică, acela e Nicolici pe care mi-l amintesc. Nu, ce făcea în viața privată era problema lui. Fiecare am avut problemele noastre. Mă gândeam așa că tu erai un lider și poate ai simțit nevoia să atenționezi. Zici, băi... Nu eram genul ăla de lider. Nu eram într-atât de lider și nu eram într-atât de nepătat. Da, și nepătat încât să vorbesc cu jucătorii despre viața lor privată. Noi eram interesați de ceea ce făceam împreună. Și când eram împreună, Nicolici era un jucător care dădea 100% în fiecare zi și care juca 100% și e genul de atacant pe care mi-l doresc în echipă și când antrenez. Chiar dacă marchează mai puține goluri sau chiar dacă pierde anumite mici pe care putea cu ușurință să le joace către un coechipier, e genul de atacant pe care mi-l doresc în echipă. Știi că s-a întors în fotbalul românesc. E pe la Zalău, în Liga a 3. Am văzut o știre acum. Nu știam, recent. Nu știam. Ai mai păstrat legătura cu el? Nu. N-am păstrat legătura cu mulți colegi. Cu mulți dintre colegii pe care am avut. Nu. Dar am o... cum să zic? Am o afecțiune față de el, pentru că mi-a fost coleg la Timișoara, mi-a fost coleg la Steaua. Jucam la Steaua atunci. Patronată de Gigi Becali. Să nu te audă domnul Talpan acum. Nu, domnul Talpan este cu CSA. Eu n-am mișcat la CSA. Am mișcat la Steaua și la FCSB. Chiar aseară am jucat, am fost la un mini-fotbal și... o chestie între mini-fotbal și fotbal 11-11 și am avut un short cu Steaua București.
pe care le aveam de la echipă. Trebuia să-l modifici cu pixul. Nu, avem, am și modificate cu FCSB, adică am al ambelor echipe. Apropo de subiectul ăsta, crezi că o să se termine vreodată? Nu știu, sper, dar nu vreau să intru, a fost așa. Nu, știu, da. Oricum, nu știu că ai avut tot felul de discuții. Nu știu, da, am avut o discuție. Și în direct cu domnul Talpan. Da, și... nu știu ce se va întâmpla, sper să se rezolve într-un final. Ideea e că, pentru a încheia ceea ce spuneam mai devreme, am jucat cu Nicoliș la FCS, la Timișoara, la Steaua, mi-a fost coleg de cameră un an. Țin minte ziua, bine ziua, mai bine decât golurile pe care, sau golul și penalul pe care l-a scos, pentru că eram colegi de cameră și aveam o discuție în legătură cu faptul că nu mai marcase nu știu cât timp și o chestie de genul ăsta, trebuie să marchezi goluri, nu știu să faci, nu mai știu. Știu exact ce, sau practic, cam ce am spus, doar că nu e bine să-i spună, să spună direct la televiziune sau pe internet, unde suntem acum. Da. Deci cu Nicolici erai foarte apropiat atunci. Cu cine ai păstrat legătura? Cu Rusescu? Cred că ești... Da, cu mai mulți dintre colegii mei. Frații Costea? Mai știi ceva de ei? Nu știu. N-am avut o relație... Cu o parte dintre colegii mei am avut o relație strict profesională. Avem o relație foarte bună, dar strict profesională. Cu o parte aveam o relație și extraprofesională, adică ne întâlneam în timpul liber. E posibil să fi avut și relații proaste cu doi sau trei colegi, nu foarte bune, să le spunem. Cred că pot, nu. Ai numerat câțiva, dar... Nu. În niciun caz. Da, oricum a rămas grupul ăla al vostru, așa a rămas în percepția publicului. Un grup unit de prieteni. Așa era, un grup unit. Ați și avut timp, ați avut câțiva ani să vă închegați ca echipă? Timp nu prea am avut, da, timp nu pot să spun că am avut foarte mult, pentru că stăteam foarte mult în cantonament, sigur, din perspectiva asta, da, am avut timp, pentru că eram tot timpul împreună, ai dreptate. De că nu prea aveam timp pentru viața noastră și pentru, sau timp în afara programului, și asta e unul dintre lucrurile care lasă urme și unul dintre lucrurile pentru care mulți jucători renunță repede la a juca și încheie cariera mai repede, ajung să nu-și mai dorească să se antreneze, ajung să nu-și mai dorească să joace, pentru că pur și simplu când îți petrești tot timpul la stadion, nu mai ai plăcere. Plăcerea dispare, e doar muncă și fotbalul e despre plăcere. Ai simțit, ai avut momente de astea? Am foarte multe momente. Când te-ai gândit, băi, mă las, gata. Nu că mă las, doar că nu mai aveam plăcere. Uh-huh. Pur și simplu erau momente în care uram ceea ce fac. Sigur, în momentul când intri la meci și joci, ești cumva aproape de 100%. În schimb, când trebuie să te antrenezi și momentele dinainte antrenamentului și momentele în care în timpul antrenamentului nu-ți ies lucrurile și te întrebi de ce nu-ți ies lucrurile, tot timpul îți revine în creier gândul că e prea mult și am nevoie de zile libere. Pentru că pur și simplu nu aveam zile libere. Iar în fotbal mondial, o zi liberă pe săptămână, dar pentru oricine care muncește, o zi liberă pe săptămână este obligatoriu. Aveam luni în care n-aveam nicio zi liberă. Luni.